Salutare din studioul din București al Columna TV. Sunt Boris Nicoluf și vă invit la discuția zilei. Invitatul meu de astăzi, partenerul meu de discuție, ca la orice început de săptămână, este Sebastian Rusu. Te salut, Boris, te salut și pe telespectatori. Te salut și eu, Sebastian. Și mă bucur că m-am reîntors în această seară. Săptămâna trecută, săptămâna precedentă, este o săptămână a apăruielilor. Dar hai întâi să spunem ce s-a întâmplat în primăria din Ploiești. Da, eu sunt solidar cu colegul și cu jurnalistul. Zi întâi ce s-a întâmplat. Păi ce să se întâmple? La o conferință de presă, un apropiat al primarului orașului Ploiești a vrut să-l agreseze pe colegul și prietenul meu, care este un jurnalist, Victor Preda, onest, fără că l-a acuzat de la Observatorul de Prahova. De la Actualitatea Prahoveană. Era pe punctul să fie agresat, să fie bătut. I s-a vorbit foarte, un ton foarte și un limbaj ne la locul lui, fiind acuzat că ar fi scris în Observatorul Prahovean și el nu scrie la un Observatorul Prahovean. De aici apare. De aici a apărut ideea că iar ai scris de mine, mă, Observatorule, și a fost și poliția locală de interior și, mă rog, ceilalți participați n-au luat nicio măsură. Și lucrul acesta mă obligă din solidaritate și din faptul că îl cunosc și este un om care își face cu onestitate în orașul Ploiești meseria, să-l susțin și să spun public că stă alături de el și nu putem să stăm nepăsători la astfel de cazuri care se petrec peste tot în presa locală din micile orașe din România. Am mai avut noi o mare figură politică ce se războia tot timpul cu jurnaliști, cu expresia îmi cer scuze, o țigancă împuțită, am încheiat expresia, da. Sau cu băi, o zare, zară. O zar, în ghilimele. Da, așa este. Dar hai să trecem la o păruială care chiar a fost de toată jena în timpul săptămânii trecute. Mă refer la păruiala publică dintre Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale a României, și jurnalista, profesoară, Dumnezeu știe ce mai este, Emilia Șercan, vânătoarea de plagiatori. Acest scandal a căpătat o amploare după un schimb de extrem de acid de replici. Despre ce a fost vorba? Jurnalista de investigații a afirmat că la Biblioteca Națională, unde director este Adrian Cioroianu, profesor universitar, scriitor, publicist, eseist, bla 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 bla, a fost ministru de externe în guvernul Tăriceanu, acolo este foarte, foarte frig. Și a filmat, o să vedeți și în slide-ul de la, că sunt 13-16 grade. Hai să fim serioși, într-o 13-16 grade să studiez. Tu ai studiat pe biblioteci mai mult decât mine. Ce înseamnă 13 grade? Te îngheți, este extrem de frig. Iar Cioroianu pretinde că Emilia Șercan minte, răspândește știri false, în vreme ce aceasta a mărturisit că fostul ministru a făcut public și un demers de al ei, care trebuia să rămână clasificat, secret. Că studia teza de doctorat a lui Mircea Geană. Păi, acum, sincer, pe de o parte, aciditatea ei mi s-a părut un pic exagerată, pe de altă parte, reacția lui Cioroianu iarăși e deplasată. Dincolo de încălcarea GDPR-ului, vreau să vorbesc de buget, că n-are bani. Domnul Cioroianu, domnul profesor Cioroianu, cu tot respectul, este din 2021 director interimar al Bibliotecii Naționale a României. Numit politic. Asta a fost până la urmă, dar și-a făcut treaba și își face treaba cu onestitate, cu bun simț. De la bibliotecă? Da, bineînțeles, nu. Mm-hmm. Este prezent non-stop, adică nu că-l apăr. Dânsul îl cunosc, mi-a fost profesor, nu pot să spun că dânsul i-a fost un... Da, mi-a făcut cursuri despre cultul personalității, despre Nicolae Ceaușescu când eram la master și în facultate. Da, deci un om care mie mi-a făcut o impresie bună, bine, ulterior în cariera politică, asta nu pot comenta, că public știi, ți-aduci foarte bine aminte că a făcut niște gafe în prin 2007, dacă nu mi-aduc foarte bine aminte, cu când era atunci cu cazul Mailat în Italia, cu Egiptul, cu, mă rog, cu comunitatea romă, dar întorcându-mă astăzi s-a găsit tan cu tana, cum e în folclorul popular. Bună chestie. Da. Dânsa, domne, ce să zic, pare, este lector universitar, doctor la Universitatea București, la Facultatea de Jurnalistică. M-am uitat, are vreo 7 domenii de referință, are teza de doctorat publicată, câteva articole pe ce înseamnă presă, puterea presei, culegere de informații, redactare, adică e ok. Mă rog, a fost prins filiera asta a verificării de doctorate.
A avut niște succesuri foarte importante, să nu zic succese, succesuri în ghilimele, nu, și ok, nu e de bășcăle, succese foarte importante cu Gabriel Oprea, plus alți plagiatori de la Academia de Poliție. Hai să-mi dăm voie să dea. Generalul seriei Dumitru Dumbrava, da, să luăm niște nume așa, generalul de poliție Petre Tobă, Laura Codruța Chiovesi, unde avea 4,5-4,8%, așa, Nicolae Ciucă, Iala, da, unde a fost o chestie juridică, s-a blocat, s-a nu știu ce, Lucian Bode, iarăși o lovitură deci mare. De cine nu s-a atins încă? De Florian Codea, că n-a dat de teza lui de doctorat. Bun, hai să zicem, da, într-adevăr, acum cinste, e cumva, adică totuși, în România lucrurile sunt cam ciudate. Avem instituții care poate să verifice științific chestia asta, nu trebuie să faci jurnalism în opinia mea de investigație ca să verifici o teză de doctorat. Și mai e o problemă. Fiecare teză de doctorat s-a făcut pe o anumită legislație. Să o verifici pe legislația respectivă, din anul respectiv în care Ionescu Popescu și-a dat acea teză de doctorat. Da, că legislația a diferit una la mână. Doi ceea ce privește citările, da, bineînțeles, s-a schimbat. Exact. Și doi la mână, nu te supăra. Dacă eu am folosit documente de arhivă și presa anilor 30, inteligența asta artificială din software, cât poate să-mi găsească mie, că nu știu ce. Au fost și oameni, de adevăr, a dovedit că s-a plagiat niște lucruri. Da. Nu poate nimeni să-i șteargă cu buretele aceste merite. Dar eu cred că, mă rog, și cu a mai avut niște probleme cu un compromat, niște lucruri au fost amenințate, adică... Aia cu, cu șefii academiei. Da, bine, acolo, într-adevăr, a fost o... i s-a făcut niște lucruri abjecte, în opinia mea, care nu ar fi trebuit. Țin cont că este și femeie și este și un om de opinie și cadru didactic. Chiar cu domnul, cum să zic, cu domnul Ciuroianu este și într-o ipostază, să-i spun eu, nefericită. Nu că lapăr. Știi prea bine că a apărut în presa cancanieră, bulevardieră, anumite aspecte legate de fosta sa soție. Poate și asta l-a afectat și într-un exces de furie, că aici s-a mai implicat și, nu știu ce este, influencer, polițist, om de la SAS, acest Godină, care Godină a fost, fiica lui Godină a fost botezată de doamna Șercan, domnișoara Emilia Șercan. Și a ieșit o întreagă circotecă în spate, pe Facebook, pardon, în rețelele astea de social media, unde și-au aruncat cuvinte grele. Domnul profesor l-a pe domnul Godină, milițean, ăsta la altul l-a făcut, nu mai știu, reeșapat, analfabetism în trei, și a ieșit un circ astfel încât a ridicat o minge la fileu. Eu nu vreau să acuz, dar e circ electoral, nu știu dacă voit sau indirect, dar oricum a servit. Cui crezi? Domnului Bulai, de la președintele Comisiei de Cultură, da, Camerei Deputaților, care i-a convocat. Și pe doamna Raluca Turcan și pe domnul Adrian Ciureanu. Domnul Ciureanu, acum acest tip putea să spună, domnule, avem probleme de când clădirea aia n-a fost destinată, dacă nu mă înșel, să fie Biblioteca Națională a României. Da. S-a făcut acum vreo 10 ani inaugurarea, cum s-a făcut, s-a mutat și Ministerul Culturii și am înțeles că sunt niște probleme legate de... Tehnice cu încălzirea și costă niște bani, mă rog, acum adevărul e la mijloc. Știi ce este jenantă, Sebi? Este jenantă această bălăcăreală între două cadre didactice universitare. De acord, Boris, sunt de acord cu tine. Băi, sunt oameni care au cărți publicate, articole. Da, oameni care au mai mult decât un neuron și au citit mai mult decât biletul de autobuz. Sunt de acord, dar... Oameni citiți, oameni de la care așteptai un anumit echilibru, o anumită înțelepciune. Vezi tu, în opinia mea, în opinia mea, opinia generală, nu opinia mea sau a ta, vorbim că am mai vorbit cu oamenii și așa. Beția electorală, beția de putere, să știi că întunecă mințile și spiritele. Băi, altfel nu-mi explic. Eu am o anumită explicație. Și merg la teoria loviturii cu manta din biliard. Emilia Șercan, pe bună dreptate, este vânătoarea de plagiatori. Deja dacă se spune că Emilia Șercan a pus ochii pe lucrarea de doctorat, nu, n-am doctorat eu, alu Boris Nicolov, clar Boris Nicolov, clar e, nu cumva asta a fost ținta? A aruncat-o Cioroianu, băi, Mircea Joana este luat la puricat de Emilia Șercan, a încurcat-o, sigur e plagiat. Nu cumva asta a fost lovitura? Boris, nu știu ce a fost în mintea. Pentru că Mircea Joana, acum sincer, domnul Cioroianu e un liberal oarecum autentic, nu de ăsta declarat peste noapte. Păi e după 2004, în parte. E de mult, da. 2003. E după vremea lui Tăricianu, îți dai seama. Da. E, nu cumva a aruncat această treabă ca să-l discrediteze sau să creeze premise de discreditare a lui Mircea Geoană, pentru că se știe candidatura lui Mircea Geoană cam face să tremure și coaliția, nu numai... Sincer, nu știu ce să spun, nu pot să
E o ipoteza ta, nu știu ce să da, spun. Da, e o ipoteză, o întrebare. Eu ridic altă întrebare. Dacă domnul Mircea Joan avea probleme cu teza de doctorat, domnul Băsescu în 2009 n-ar fi descoperit-o? Oho, oho. Și de mai, ce... mai țin minte cum a fost aia, dotore, dotore. Că era și zis și lui Joana, băi, doctore. Și atunci când au scris oamenii președintelui care astăzi s-au dus la USR și în Republica Moldova, în Bejenie, în revista Nature atunci, da, articolul, că mi-aduc foarte bine aminte, circul care a fost. Nu știu, eu cred că politica și bășcălia asta electorală le-a luat mințile multor oameni. Într-adevăr, ce ai remarcat tu și sunt de acord cu tine, fără la apăra că o cunosc și pe doamna domnișoara Șercan și pe domn profesor Cioreanu, bine, nu l-am mai văzut de mult, de ce să mint, este de-a dreptul jalnic, în sensul că cadre didactice universitare și totuși Universitatea din București e o universitate totuși cu prestigiu și trebuie să ții ștacheta sus. Dacă mă și la amândoi sunt la aceeași universitate. Da, dânsul predă, este, a fost și prodecan, decan al Facultății de Istorie. Este, oho, nu cred, te asta da, rămâși. Este profesor universitar, doctor al Facultatea de Istorie la Universității București, unde predă mai multe cursuri de istorie contemporană, politologie, da, și cultul personalității Nicolae Ceaușescu. Și doamna Șercan este profesor, lector universitar, doctor, dacă nu chiar conferențiar, nu știu, la Facultatea de Jurnalistică. Deci, mă, practic, sunt curiește. Da, că e genibil. Și eu aveam o impresie frumoasă, despre amândoi. Da, și să ajunge acum să, ajunge să amestece acum Marian Godin ăsta, care nu știu, băi, ești polițist, ești politician, băi, ești influencer. Acum, hai să fiu serios, Marian Godin ar trebui să-și vadă de treaba lui, că el a dat de atâtea ori examen la Academia de Poliție și n-a luat. Deci nu se ridică nici măcar până la glezna acestor doi oameni. Dom'le, nu se ridică, dar vezi dumneata... Da, a devenit influencer. Boris, ăștia în ziua de azi sunt toți să cred Dumnezei. Dacă au un număr de urmăritori și fac niște amărâți de bani, nu știu cât ori face, dacă dânsul face, nu știu, n-am... Face. Așa, bine. Cred că ei sunt undeva peste rândul muritorilor de rând. Dar noi uităm că suntem analfabet funcțional, că nimeni nu mai citește o carte și că un mare academician și un mare scriitor și un eseist, un teatrolog, care este ultimul scriitor, ultimul mare mohican al țăranului român, Dinu Seraru, Dumnezeu să-l odihnească, a trecut zilele astea la cele veșnice. Despre dânsul prea puțin și despre circul ăsta prea mult. Ah. Vom vedea cum se va termina. Știi ce m-a surprins? Că despre, ai ridicat problema, că nu mai citim cu noi. Știți cine a ridicat problema asta foarte frumos într-un interviu? Domnul fost președinte Ion Iliescu. În interviul a zis, domnule, avem o lipsă crasă de cultură, lumea nu mai citește, lumea nu mai... În esență, cam așa ceva. Domnule, la 24 de ani, Ion Iliescu, cu tot respectul să ne-a sănătate, că am mai spus-o și o spun că n-am nimica, nu-i doresc rău, este o minte în continuare lucidă. Da. Care, culmea, și eu m-am uitat frugal peste interviu, dat acordat lui Ionuț Vulpescu, dar a fost ministru al culturii, nu a pierdut contactul cu societatea. Și ridică niște probleme, dacă ai răbdare să citești prin rânduri actuale și cumva ridică și problema feudalizării politice. Și foarte grav ce spune. Deci încă o dată, că mulți au zis, domne, socialismul n-a murit. Niște analfabeti funcționali, nu e vorba de socialism aici. Ei n-au înțeles a treia cale nici din perestroica, care am discutat noi când am făcut emisiunea cu căderea comunismului. Mă rog, și cu socialismul cu față umană. Într-adevăr, să vedem cum se va termina. Păruiala, Andrei, cred că se va lăsa așa, să se stingă de la sine. Eu așa am chestia. Da, dacă nu, cumva, Emilia Șercan va înainta acțiune în instanță pe GDPR și pe... Poate să facă chestia. Poate să facă. Din punctul meu de vedere, la cât drept știu eu, așa un pic, are un oarecare temeie legal să facă o plângere. Bun. Dar hai să trecem la o altă păruială. Băi, a început o păruială între, hai să spun așa, vedeți dumneavoastră, între Marcel și Mirel. Mirel între ghilimele, în versiunea domnului premier Marcel Ciolacu, Mirel fiind George Simion, Cătălin Drulă, Dan Barna, Dacian Cioloș, întrebându-se ce au lăsat ăștia în urma lor. Deci el i-a comparat cu Mirel din Turnul Măgurel, acest personaj fictiv celebru dintr-o melodie celebră. Mirel devine oarecum. E, lasă-mă un pic. Liderul USR Cătălin Drulă, simțindu-se vizat cu musca pe căciulă, n-am găsit altă rimă, îi răspunde. Și băi, știu sigur că Marcel de la Buzău nu se pricepe mai la nimic. Marcel de la Buzău, culmea, e un personaj real, un lăutar respectabil și destul de celebr în zonă.
Nu. Ce părere ai? Te tragă Boris, puiau și-o ca într-o scrisoare pierdută. Suntem într-un circ electoral perpetuum, văd. Din păcate n-am crezut că ne apropiem într-un stil așa abject, în opinia mea. O fătuță, îi zic fătuță, am văzut videoclipul. Hai să nu intrăm în critica videoclipului. Nu critic, nu critic. Nu știu, eu nu achesez la versurile domniei sale, da? Dar la paraziție achesai? Oarecum, hai să nu, că nu așa. Dar ce m-a deranjat pe mine, că amestecă mere cu pere, acest Marcel Ciolacu, încă o dată. Da. Aici este. Asta e marea problemă, că nu amestecăm mesajul domnișoarei, care este real. Femeia României, într-adevăr, este în ghilimele un fel de sclavă a Izaur, hai să fim serioși. Cunosc multe cazuri și nu vreau să exagerez. Dar a amesteca o melodie de trap cu mesaj antidiscriminare pentru, ba așa, cu opoziția să-i atace în felul ăsta abject, mi se pare lipsă de caracter, lipsă de strategie electorală și prost, încă o dată e prost consult, deci consultanții aia ar trebui încă o dată, reiterez, domnule Ciolacu, dați-i afară, domnule, pe consultanții aia care aveți la PSD. Nu, cred că este ceva spontan de la domnul Ciolacu. Adică, în momentul în care n-ai argumente, ca politician te vezi președintele României. Bun, te visezi. Nu așa ajungi în cursa electorală. Să folosești așa niște comparații ca jignitor, cu rolul de a jigni. Adică nu, înseamnă că nu mai ai argument politic, nu mai ai argumente. Poți să vii cu documente la fiecare în parte, dar dacă mi-aduc aminte, nu că la păr. Simion Săracu n-a guvernat, nu știu dacă va guverna vreodată. La domnul Drulă... A fost faza aia cu Ranga la Ministrul Transporturilor, iar Barna săracu a fost un copil de minge, adică, mă rog, nu știu, vom vedea, adică, oricum, guvernarea USR, PNL atunci până să vină PSD, aia va fi cercetată cândva. Cândva. Vaccinurile, plus ce s-a făcut în pandemie, acolo e altă mâncare de pește, altă ciorbă, ca să mă exprim mai românești așa. Într-adevăr, Boris, trăim vremuri apocaliptice, dar și vremuri interesante din punct de vedere electoral. La cine nu te aștepți se bălăcărește și la cine te aștepți, eu zic în ghilimele, se măgărește, ca să fac o altfel de rămân. Da, da. Ajungem în ipostaze de-a dreptul caragelești, îți spun sincer, Caragele, dacă mai trăia astăzi, era cel mai vândut. Ei, știi care e chestia? Umorist de România. Ăia, de pe vremea, politicienii de pe vremea lui Caragiale, cred că erau mai deștepți decât ăștia din ziua de azi. Clar, aveau studii făcute cum trebuie. Da, adică nu cum a ajuns parlamentar, pac, o facultate, un doctorat, un masterat, o chestie, o treiste, hai să facem și a doua, da, și a treia facultate, toate odată dacă se poate. Din păcate nu știm ce ne așteaptă de în toamnă și de inclusiv de iarna anului viitor, deși multul merge, băi, dar încă mai trece de iarnă, suntem la începutul primăverii, dar în ritmul ăsta ne îngropăm din punct de vedere al economiei. Asta, păi Boloș a zis-o de vreo câteva ori. Din păcate nu se guvernează. Deocamdată a zis un mare adevăr. Să ne așteptăm la redau din memorie. Să ne așteptăm la modificări de taxe din 2025. Dacă rezistăm până atunci. Eu cred că singur, sincer, FMI-ul va veni după Paște. Nu, deocamdată nu, că ne lasă în pace, că sunt jumătate din lume este în proces electoral. Și bă, lasă că vă ardem noi la tălpi după 20. Nu, este, nu știu, adică modul ăsta de a te coborâ, a lua orice light motiv din rândul tineretului, de a-l asocia cumva, că nu te plac ăștia tineri. Hai să fim serioși, e o altă mentalitate. Eu îi văd în metrou, îi văd pun cafenele, văd, nu au ei treabă cu Marcel Ciolacu. Nu știu. Marcel Ciolacu. Brother Marcel? Exact. Adică, nu, sincer, iar fiecare generație are... Pe zi ce trece Marcel Ciolacu, din punctul meu de vedere, își arată limitele, dacă nu cumva își coboară limitele. Sincer, în vară, am văzut că în vară eu l-am lăudat, la început părea ok. Dar din vară până acum s-a erodat foarte mult. Și vorbim la rece, încă o dată, cu bune și cu rele, și-a cam dat de multă rama pe față, în ghilimele. Da, mai adică cineva din spate îl umflă, dar goi lui, vai ce deștept, vai ce frumos, bă, din păcate, cu toată simpatia care am avut-o în vară când a preluat rotativa cu Chiu cu Vai, că a fost mai mult cu Vai și cu Chiu atunci, din păcate nu lasă nimic în urmă.
populismul lasă ăsta... datorii, lasă... Populismul ăsta... Hai să trecem și la ultimul subiect, un subiect care știu că pe tine te doare și pe mine mă doare. Chiar ieri am stat de vorbă cu un amic de prin, într-un sat vecinat de unde stau eu. Avea Tasu și el două mici întreprinderi agricole, ferme agricole și așa mai departe. El mai tânăr, mai nu știu ce, a făcut credit și a luat două utilaje agricole. Pă, credit, cu ajutor, nu mai are bani să plătească. De ce? Pentru că nu poate să-și vândă producția. Exact cum îmi spuneai că a pățit un mic de altul. Da. Și a vândut ferma lui Tasu ca să salveze ferma lui, care e un pic mai modernizată. Dom'le, și uite că președintele Clubului Fermierilor Români a spus că peste jumătate din fermierii români sunt pe pierdere. Cum au ajuns în același loc de unde au plecat la începutul protestelor. Boris, din păcate, și mai spun încă o dată, și să știi că am fost înjurat și în continuare le spun tuturor haterilor să mă înjure în continuare. Atâta timp cât tu te subjugi, te aliniezi 100%, 1000% și nu negociezi sprijinul ăsta pe care tu îl dai trup și suflet Kievului, Ucrainei, nu zic să nu faci chestia asta, că e o agresiune, dar negociază omule niște lucruri. Băi, să salvezi ce al tău. Îmi hrănesc vecinul și îmi las copiii să moară de foame? Da, acum mai nou pătruși cu carnea de pasăre din Ucraina. Da, am văzut, da, ulei, zahăr, grâu, orz și acum carne de pui. Păi scuză-mă, distrugi și ce a mai rămas din industria creștină. Și nici nu ai controlul că sunt de calitate. Nu. Nu, păi am văzut multe produse ambalate în România, produse în Ucraina. Apropo, dacă te duci la niște supermarketuri, că nu le dau numele că nu e deontologic, ai să vezi la un moment dat că o să vezi o coadă așa, niște oameni mai... În general, că nu acuz. Și o să vezi că se vor bate pe niște baxuri de ulei. M-am uitat și eu. Dom'le, are o culoare ciudată, o să-ți fac o filmare să-ți arăt data viitoare. Da, te rog. E ca uleiul de motor. Cum îl dai tu la oameni? A făcut în Ucraina, e amestecătură. De mai multe sortimente de ulei vegetal, nu se știe, da. Resturi. Da, într-adevăr, din păcate distrugem o clasă mică și mijlocie de oameni, de antreprenori. Care putea să fie un fundament pentru ridicarea României. Da, din păcate vor veni corporațiile, nu că zic că ne fură țara, dar trebuie să o spun. O dăm pe gratis. O dăm pe gratis, vor lua și pământurile și utilajele. Și bă, o să ia pământul, dar știi, uite, îți dau un exemplu. Uite, insula Marea Brăilei. Producă ea cu niște utilaje și tehnologii foarte moderne. Da, dar nu produc pentru România. Dar totul se duce în țara lor de bașină. Păi da, în Emiratele Arabe Unite sau da, în Dubai. Dacă da, nu da, Emiratele Arabe sau Unite. Sau nici nu mai știu. Bă, nu-i condamn. Păi nu, domnule, dar ei știu să facă afaceri, dar trădători ăștia, în ghilimele, că sunt niște trădători. Unde e, domnule, interesul național? Și și-a zis Marcel Ciolacu, că mai avem puțin. Cum a zis? Când a atacat pe oamenii ăștia și a făcut Mirel, că el ne vom respecta 100%, noi avem un cuvânt de spus în plan extern și noi respectăm 100%, suntem în linia Bruselului. Noi nu Yes, sir. Și ajungem în situația cu oamenii ăștia, nici cu fondurile de la APIA, care vor veni târziu. Vin prea târziu. Nu o să poată să înceapă o nouă, să facă o nouă însămânțare, o nouă recoltă. Păi aici era disperarea acelui amic al meu de care vorbeam. Da, dom'le, pe grâu românesc, lucernă, grâu, orz, astea, porumb, nu poți să te duci în Portul Constanța. Portul Constanța pentru agricultorii și traderii români este închis. De ce să nu spunem adevărul ăsta? Nu e un adevăr? De ce să mințim? Noi nu mințim. Cât avem libertate, am spus multe lucruri de la această masă. Că cum acest Barbu de la agricultură și Ciolacu de la Buzău, băi, eu am dus de naș și păi i-a cam fraierit pe fermieri. Da, dar eu, fără îndoială, cred că e și o anumită complicitate a liderilor marilor ferme agricole, să zic ceva de genul ăsta. Ce mă uit? Mă uit, la Bruxelles. Băi, se țin fermierii, au venit, au făcut prăpăți, cine de război. Știu, au fost... dar la noi nu, că nu sunt uniți. Polonezii, brava lor, agricultorilor polonezi, au blocat tot pentru camioane. Iar la noi sunt cârt de camioane de transport marfă la așteptare. Uite, azi la Vama Halmeu era un cârt. Timpul de așteptare estimat, conform informațiilor furnizate de aplicația Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, deci stăteau 30 de ore la coadă camioanele ucrainiene la Vama Halmeu. N-am mai stat să mă uit la celelalte,
Că, băi, da, ei, nu, eu spun că am văzut și eu un caz, am fost într-o anumită conjunctură și am văzut cum se comportă șoferii aceștia ucraineni. Ca niște racheți. N-am nicio treabă, domnule. Consideră că totul îi se cuvine în jur, oameni și angajații statului român din punctele de trecere. Dar asta nu știam, nu am... Ei nu se opresc, ei nu respectă normele logice agreate de statul român, dar nu depăși 38,5 tone. Aici, refuză să plătească. Și de ce? Pentru că li s-a permis. Păi da, domnule, li s-a permis, dar acum cinstit cu cât o să țină războiul, ce facem? Ne falimentăm noi? Cu toată simpatia, că e o agresiune, recunoaștem asta. Nu e putinist, dar ce facem? Ne distrugem ce mai avem, bruma de agricultură și oamenii ăștia au investit în niște utilaje. Pă bune acum. Utilaje. Ce mai mâncăm? O să mâncăm și modificate genetic și asta. Da, și lapte reconstituit, domnul, ulei sintetic. Exact. Și o să trecem pe greer, pe furnici. Muște, unt, apropo, am citit un articol de unt din muște, de larve de muște, adică te îngrozești, adică sincer. Bă, asta e, unii mănâncă, în China se mănâncă tot ce mișcă. Păi o să mâncăm și noi ce o mai putea, de la toamnă. Ok, hai, să fie bine, să vedem, ca să nu fie rău. Să fie pace, zic, înainte să de fie tot. Pace, mai asta de pace e cel mai important și liniște. Și liniște. Mersi, Sebi. Și eu îți mulțumesc, la bună vedere și salut pe telespectatorii noștri și să ne vedem cu bine. Și eu, dragi prieteni, ca de obicei, nu pot să vă spun decât fiți buni.